cuvinte mai bine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, de mai mulți ani de zile, din inițiativa Asociației Luptătorilor care au luptat împotriva comunismului, în fiecare an, după Marea Sărbătoare Inghinată de Sfântului Proroc Ilie, în prima duminică, să se facă un parasas pentru pomenirea tuturor acestor înaintași ai noștri care s-au angajat ca să lupte din toate puterile și cu toate mijloacele împotriva răbirii comuniste. De aceea, mulți dintre aceștia fiind cunoscuți ca luptători anticomuniști, chiar și pe teritoriul acestor munți ai Făgărașului. Facem acest lucru cu bucurie pentru că ei s-au luptat pentru binele poporului român, pentru binele bisericii și, nu în ultimul rând, pentru binele nostru al tuturor. Biserica noastră ortodoxă, din totdeauna, a avut și are aceste rugăciuni pentru ei, mai ales la Sfintele Slujbe, astfel de rugăciuni care să ne amintească de toți acești înaintași ai noștri cu cuvintele ca acestea, pe fericiți într-o adormire eroi, ostași, luptători români din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagere și închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pomenirea lor este o cinste, dar este și o obligație din punct de vedere religios-moral. Pentru noi toți clerici, călugări și credincioși, pentru că toți ne bucurăm de aceste roade ale jertfei lor, de libertate și condițiile pe care astăzi le avem, putându-ne desfășura activitatea așa cum trebuie, pentru binele poporului, pentru binele bisericii și mai ales pentru slava lui Dumnezeu. Să încercăm, iubiți credincioși, să nu uităm niciodată această jertfă a lor. Să încercăm să fim cât mai uniți în jurul altarului slujirii bisericii și în jurul altarului slujirii patriei, mai ales astăzi când ne aflăm la 100 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Spun acest lucru deoarece sunt semne că mulți vor să ne dezbine, să ne urâm unii pe alții, să nu mai ținem la aceste tradiții ale noastre, la obiceiurile noastre românești, dar mai ales ortodoxe, și să îmbrățișăm alte modele de viață, alte ideologii și alte credințe care ne vin impuse din afară, ca și cum noi românii am fi fost străini de credința noastră creștină, uitând tot acești că poporul român este popor creștin încă de la formarea sa. Marele Apostol Andrei, fiind cel care ne-a dus cuvânt sfânt al Dumnezeiescului Învățător, al Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să-i odinească pe cei trecuți în rândurile dreților, iar pe noi să ne miliască, să ne întărească cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică să ne fie pomenirea. Dumnezeu să-i ierte și să-i odinească. Dumnezeu să-i ierte.